Această rubrică este sponsorizată de Profructa. Fructe alese direct din natură culese. Bun venit la Starea Sănătății! Am ales un subiect mai dur astăzi, mai greu de dus, însă cred eu necesar de abordat tocmai pentru că nu vorbim suficient despre ce putem face ca să prevenim bolile cronice. De curând, cercetătorii de la o universitate din Suedia au confirmat, după ce au analizat 40.000 de cazuri de cancer, că există o legătură clară între consumul de antibiotice și un risc crescut de a dezvolta cancer de colon în următorii 5-10 ani. De ce anume se întâmplă acest lucru? Până acum, ipoteza cercetătorilor, verificată în experimentele lor, este că în spatele acestui risc crescut stă modul în care antibioticele afectează microbiomul intestinal. Și ne știți pe noi, una, două, pac, antibioticul. Ce ai, te doare în gât? Ai în casă un antibiotic? Inclusiv medicii sunt iute scriitori de antibiotice. Sophia Harlid, cercetătoare în domeniul oncologiei, a afirmat că rezultatele acestui studiu ne arată cât de important este să devenim mai restrictivi cu administrarea și consumul antibioticelor. În multe cazuri, terapia cu antibiotice este cu adevărat necesară și poate salva vieți, normal, vindecând nenumărați pacienți și prevenind nenumărate infecții postoperatorii. În acele situații însă în care vindecarea poate avea loc în absența antibioticelor, este foarte important să devenim mai precauți, sau cum ar zice președintele Iohannis, precauți, când vine vorba de administrarea acestor antibiotice. Nu-l mai știți pe ăla internat pentru că a luat paracetamol zilnic nu știu câți ani, preventiv, auzi? L-au internat direct la ATI, era varză pe dinăuntru. Și mulți iau la fel și antibiotice. Pentru că tocmai cu precauția aceasta stăm noi foarte prost în România. După 3 ani petrecuți pe locurile 5-6 în topul european al consumului de antibiotice la 1000 de locuitori, România a revenit recent pe locul al 3-lea. Este, mă, am prins iar podiumul. În perioada 2016-2017, consumul de antibiotice la 1000 de locuitori scăzuse la noi cu 11-12%. Iar acest lucru s-a întâmplat tocmai pentru că s-a vorbit mult și apăsat în spațiul public despre utilizarea antibioticelor la întâmplare. E, de îndată ce presiunea publică s-a diminuat, a revenit și creșterea consumului, mai accelerată chiar în 2019 decât în 2018. Și uite, de-aia facem noi și această rubrică. Concluzia: României îi va fi foarte greu să se apropie de obiectivul fixat de Organizația Mondială a Sănătății pentru anul 2023. Consecința cea mai gravă nu e însă faptul că îi supărăm noi pe ăștia de la Organizația Mondială a Sănătății, ci că ne punem în pericol sănătate. Dincolo de creșterea riscului de a dezvolta cancer, așa cum ne-a arătat studiul ales pentru episodul de azi, vorbim și de rezistența bacteriană la antibiotice, ultimul lucru pe care ni-l dorim în plină pandemie și, în general, în viață. Avem fiecare un rol important de jucat aici dacă vrem să fim mai bine. De la decidenții care pot adopta reglementări care să faciliteze administrarea judicioasă, până la farmaciștii și medicii prescriptori, până la publicul nespecialist, adică noi, nu? Cei care insistăm să ne fie scrise antibiotice sau încercăm să le obținem din farmacii fără rețetă. Vă aștept de la 22:30 de luni până joi la Starea Nației. Această rubrică este sponsorizată de Profructa. Fructe alese direct din natură culese.